Spune-mi cum ești. Practic, fiul tău are cumva vârsta la care tatăl tău debuta la echipa națională. Cum ești? Ce simte mama lui Atanas după primele luni în fotbalul mare? Cum te simți? Cum simți că merge? Cum simți că progresează? Cum simți că îi merge? Lui merge bine, foarte bine, doar că mama lui Atana simte cumva o presiune, pentru că trebuie tot timpul cumva să-l țin cu picioarele, adică să-l țin cu picioarele pe pământ. Din propriu spus că Atanas este o altă tipologie de fotbalist decât întâlnim în zilele noastre. Așa? Cum? El e un tip foarte modest. Dar insist tot timpul să-l țin cu picioarele pe pământ. Ai avut vreun semnal până acum că e posibil să-i fugă un pic picioarele de sub el? Nu, absolut deloc. Dar îmi iau eu marge de siguranță. Adică profilactic. Te ocupi profilactic de treaba asta. Păi știi cum e tratamentul profilactic. Cum faci? Explicăm cum faci. E important. Poate și pentru alți părinți care au copii fotbaliști și care nu prea știu cum să-și țină un copil cu picioarele pe pământ. În primul rând, uite, un moment greu, cumva de gestionat, greu. A fost după meciul cu Dinamo, în care a dat gol. Da. Evident că se bucura și era în al nouălea cer și am spus, uite, ai voie să te bucuri până mâine la ora 3 când intri pe poarta cantonamentului Ilie Balaci. În momentul în care ai intrat pe poarta cantonamentului, ești nimeni, n-ai făcut nimic. Ok. Și el cum a reacționat când l-ai luat așa tare? Nu, a zis, da, mama, da, ok, nu e ok, zice, nu, chiar n-am făcut nimic, adică nu, stai liniștită, că nu e nicio problemă. Îl căutau fetele în seara aia? Fii atent, te întreb ceva, ia să vedem ce-mi răspunzi. Nu știu, pentru că el pleca la Craiova și eu am rămas la București, chiar Aha. Nu știu. Dar ai fi fost curioasă să știi dacă îl căutau fetele în seara aia? Sunt absolut convinsă că îl căutau, îți dai seama. Da, sunt absolut convinsă. Noi am avut de-a lungul timpului discuții despre fete, despre, în general, ce se întâmplă cu viața unui fotbalist în momentul în care apare o altă persoană care nu e din fenomen și am avut discuții de-a lungul timpului. Iar el știe lucrurile astea, adică nu îmi fac probleme că s-ar pierde pe partea asta. Mă uitam la meci atunci, în seara aia, și când am văzut că a dat gol, mă gândeam, zic, mă, ce ironie totuși să dea gol într-un meci între două echipe pentru care bunicul lui a jucat. Da. Și totuși bunicul lui n-a apucat să vadă momentul ăsta, care probabil că l-ar fi făcut super mândru, pentru că știu că îl iubea foarte tare. Și mă gândeam și la tine, mă gândeam, zic, mă, ce-o simți, ce-o fi totuși, ce-a fost în sufletul tău în seara aia? Te-am văzut, ai povestit un pic, dar chiar sunt curios să ne povestești și nouă, celor care poate, sau celor care n-au văzut, nu ți-au văzut declarațiile de după momentul ăsta, ce ai simțit? Deci pe moment, fix pe fracțiunea aia de secundă, n-am realizat că a dat tati gol. Așa. Pentru că ce zici, cine-i pletosul ăsta care a dat gol? Nu, stăteam în lojă la Dinamo, voi știți cum e stadionul Dinamo, da. Loja e destul de departe de teren. Deci chiar fix în secundele alea n-am realizat. Am realizat abia după ce l-am văzut pe el alergând, atunci mi-am dat seama că el a dat gol. Da. Sinceră să fiu, pentru câteva minute așa am rămas înțepenit, adică n-am știut să mă bucur. De fapt, toată bucuria mea a fost după, în momentul în care am ajuns acasă și am văzut și cum plângea și așa mai departe. Am văzut la televizor atunci, a fost emoția puternică. Da. Bine că de la stadion până acasă mi-a sunat telefonul continuu și am vorbit cu oameni dragi nouă. Da, încă o dată îți explic, m-am bucurat foarte mult, dar pe de altă parte m-am activat ca mamă și am zis, opa, stai așa puțin că trebuie să începem varianta cealaltă. Aha, trece într-o nouă fază, copilul meu trece într-o nouă fază acum. Da. De ce a plâns? Ai vorbit cu el? Sunt curios. De ce? Ce a simțit el? Să știi că el de mic, asta este modalitatea lui de a se descătușa de emoții. Okay. Iar eu l-am încurajat tot timpul de mic să plângă, pentru că e mult mai simplu să ți descătușezi emoțiile și stresul în momentul în care plângi.